Domnul să fie lăudat! O Evanghelie predicată, o Evanghelie cântată și, nu în ultimul rând, o Evanghelie trăită. Domnul să ne binecuvinteze pe toți! Dragilor, înainte de a spune câteva gânduri, ceea ce Domnul mi-a implementat zilele acestea, mintea mea și în gândul meu, cuvinte de mulțumire pentru toți acei care ați fost ieri aici, vineri seara ați rămas, mare parte din cei care ați fost prezenți aici, ați dat o mână de ajutor ca, virgulă, sala de biserică să fie curată. Toate anexele din spate, la fel, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți acei care s-au implicat, s-au jertfit timpul lor investit aici. Așa că cei care n-ați fost, uitați-vă bine pe lângă scaune, uitați-vă cum arată scaunele și păstrați-le așa curate. Și sub scaune, da. Când plecați, uitați-vă tot ce este pe sub. Dacă nu-i de-a vostru, nu-l luați. Numai în cazul în care, dar în cazul în care ați desfăcut o sticlă cumva și n-ați consumat-o toată, vă rog foarte mult, luați-o cu dumneavoastră, să nu rămână. Ușurăm munca celor care lucrează aici la curățenie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. Despre ce... Sau eu nu vă provoc acum să-mi citiți gândurile sau să ghiciți despre ce vreau să vorbesc, dar mă gândesc că în câteva rând, secunde, așa, minute, dacă nu o să greșesc, dacă o să mă păstrez linia, o să vă dați seama despre ce vreau să zic. Pe cei mai mulți dintre noi ne-a dus la biserică necazul. Atunci când am dat cu capul de bara de sus, atunci când am văzut că e un drum înfundat, un zac gase, și ai văzut că înapoi toate podurile s-au rupt, ai mai văzut poate în stânga sau în dreapta așa o ieșire, un nou sfart pe care scria Hristos, biserica, părtășia. Amintesc că îmi spunea cineva că imediat după Revoluție, după ce au ieșit afară compatrioții noștri și au intrat pe autostrăzile din Ungaria, face mă, dar multe localități cu aceleași nume. Ausfar, nu știu cum se zice în ungurește, că Chiarat, nu Chiarat, face, bă, toate au aceleași nume, nu? Și în Germania, cam toate au aceleași nume, Ausfar, ieșire. Da. Noi ca și familie, și numai noi, și voi, puteți să vă ascundeți cât vreți, puteți să vă dați în dosul unui zâmbet cât vreți, pentru că necazul ne marchează, încercarea își pune amprenta pe noi, ca și o rană, când te duci la medic, te taie, te operează, se vindecă, dar ori de câte ori te uiți pe corp, vezi acolo cicatrice. Și îți dai seama și zici, băi, a fost ceva. Haideți să stăm ridicați, că am stat prea mult jos acum. Știți, ca și în avion, când călătoriți, cei care ați călătorit sau veți călători mult cu avionul, este indicată din timp de la jumătate de oră sau o oră să te ridici, să mai dai din picioare un pic așa, că e riscul să faci tromboză. Așa că și când stăm în biserică așa frumos pe scaune, așezați, ne uităm, apreciem tinerii care slujesc, Domnul să-i binecuvinteze, darurile care a investit Dumnezeu în ei, Dumnezeu să-i crească în continuare, dar nu uitați și de genunchii voștri, de sănătatea voastră, că s-ar putea să apară neclarități și atunci ajungem pe la doctori. Așa că ridicați în picioare, am să citesc dintr-o carte foarte cunoscută, unică în Scriptură, câteva versete, pentru că m-am gândit mult ce să citesc sau cu ce să încep din cartea aceasta, ca să dăm un motou, adică un titlu sau o direcție acestui mesaj. Deschideți cu mine la pagina 521.
După unii teologi, este cea mai veche carte a Scripturii. Cu toate că este încadrată undeva pe la mijloc, înainte de Cartea Psalmilor. Cartea lui Iov. Cine n-a auzit de Iov? Cine n-a auzit de Iov, poate să ridice o mână sus. Nu vedeți că și în ziua de astăzi, în sport sau așa, când se accidentează cineva, imediat apare o știre, Iov boceaft, adică mesajul lui Iov. Suferință, durere, tristețe. Cartea lui Iov. Citim primul verset și apoi din versetul 8, prima parte. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Versetul 8, prima parte. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu. Și acum spuneți dumneavoastră ce nume vreți. Ai văzut pe robul meu, Raul? Ai văzut pe robul meu, Nicu? Ai văzut pe robul meu, Florin? Saveta, Ileana, știu eu, ca să nu greșesc cu numele. Haideți într-o rugăciune cu toții. Să cerem călăuzire, în primul rând, din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, o ungere proaspătă și Domnul să lase mângâiere și îmbărbătare prin aceste cuvinte. Ne rugăm cu toți. Salutăm pe toți acei care sunt cu noi în această dimineață la închinare, în Biserica Betel, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă este cineva care este chiar pentru prima dată în adunare, vă rog să-mi faceți un semn cu mâna. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. După cum observați, în dimineața aceasta am început ceva mai târziu programul datorită faptului că vecinii noștri au ceva Veranstaltung sau concert, nu este că nu se aude muzică tare, dar ceva știu eu, o reprezentație sau o, nu știu cum să o numesc. Ne-au încurcat puțin, eu am făcut și o ilegalitate, am depășit pe interzis, am călcat linie ca să-i depășesc pe vreo câțiva. Câțiva am scăpat, dar cineva nu a scăpat din adunare și l-a înhățat și cred că l-amendează. Asta este, ce să facem? Cerem scuze pentru cei care ne urmăriți și pe internet, probabil ați așteptat să începem la timp. Asta a fost situația, dar haideți acum câteva gânduri așa din această carte extraordinară, unică prin mesajul ei, de recomandat, de citit, mai ales cei care în această perioadă trec prin suferință, trec prin încercări, Citiți cartea lui Iov, verset cu verset. Și o să vedeți dacă nu vă regăsiți acolo. Eu am văzut lucrul acesta personal, m-am regăsit în persoana lui Iov, m-am regăsit în persoana celorlalți, celorlalte personaje despre care o să amintim imediat, particularitățile acestei cărți, cum spuneam, ca fiind după unii cea mai veche carte din Scriptură, și o altă particularitate care am găsit-o acum zilele acestea, este cartea cu cele mai multe întrebări. Eu nu le-am numărat. S-o chinuit alții să le numere, așa că i-am lăsat pe ei, eu am notat doar atâta. 292 de întrebări în 42 de capitole. 292 de întrebări. Tema despre ce relatează această carte? Suferința. Și anume, frământările în suferință, credincioșia în suferință, atitudinea mea, de fapt, în suferință, atitudinea mea față de
ceea ce se întâmplă. Am citit primul verset despre care cuvântul Domnului și numai autorul acestei cărți, care se presupune a fi Moise, spune despre Iov că era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Ci însuși Dumnezeu spune despre Iov lucrul acesta când stă de vorbă cu Satana. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Acum, câți oameni să fi fost atunci? Categoric că n-au fost, câte sunt astăzi, 7 sau 8 miliarde? 7. 8. Băi, să fi fost vreo 200.000, 300.000, 500.000 sau știu eu. Și din toți aceștia oameni, Dumnezeu spune despre el, unul singur îi depășește pe toți. Iov, fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu, adică se teme de mine, spunea Dumnezeu, și se abate de la rău. Și totuși, un om cu un caracter așa de puternic, o trăire extraordinară, neavând Scriptura care o avem noi în ziua de astăzi, neavând nici măcar cele 5 cărți ale lui Moise, pentru că spune cuvântul Domnului că a pus în ei ce? Gândul veșniciei. Și gândul acesta că într-o zi am să mă duc, țărână sunt, țărână mă prefac. Dar va veni ziua când, așa cum vorbește Ezechiel într-una din profețiile lui, când acea vale plină cu oase a profețit și au prins acele oase carne, vene și imediat s-au făcut în niște ființe, va veni ziua când voi învia și voi fi pururea cu Domnul, atunci să merită să trăiesc așa. Fără prihană, curat la suflet, temător de Dumnezeu și să mă abat de la rău. Îi învățăm și sfătuim pe cei care se botează, pe cei care încheie legământ cu Domnul și le zicem, botezul nu este ceva care se termină. Botezul în apă este o dovadă a faptului că ceva s-a întâmplat în trecut în viața voastră. Adică, pocăință, părere de rău de fapt, de trecut, naștere din nou, botez și după aceea urmează după botez virgula și zice Filipeni, să vă duceți mântuirea voastră până la capăt. Cum? Cu frică și cu tremur. Și atunci, de ce un om cu un caracter așa aparte? Un om cu care Dumnezeu se laudă, îi este îngăduit să fie greu încercat. Nu știu dacă există o altă treaptă mai mare sau cum să mă numesc, dacă ar fi de la 1 la 10, să o numim, Iov a fost încercat cu numărul 10. De ce ne este îngăduită suferința? Întrebări la care, la cele mai multe dintre ele, n-avem niciun răspuns. De ce îngădui, Doamne, să iei mama la 17 copii? Din ce gădui, Doamne, ca în război să se întâmple atâtea lucruri? Și dăm vina și pe unul și pe altul. Din ce îngădui ca să plece tata, cel care aduce pâinea cea de toate zilele în casă, să plece să rămână o văduvă cu o grămadă de copii? De ce? De ce? De ce? Apostolul Pavel, Saul din Tars, era în drum spre Damasc, Dumnezeu îl trântește cu fața la pământ, rămâne orb, nu vede nimic, 3 zile. Și Dumnezeu îi vorbește lui Anania și îi zice, du-te că este în casa lui Iuda, că l-am pregătit și vreau să-l pregătesc, să-mi ducă Evanghelia la neamuri. Dar Doamne, ăsta au făcut prăpăd.
Da, dar se roagă și printre altele spune Dumnezeu, am să-i arăt ce are să sufere pentru numele meu. Și îl ia Dumnezeu pe Iov și îl pune în fața satanei și zice, pariu că ăsta rămâne tare în credincioșia lui. Folosesc expresia folosită de un alt frate păstor, Dumnezeu pariază pe Iov. S-a vorbit aici de unul dintre frații care au dat îndemn la timpul de rugăciune de acei trei tineri, cred că fratele Florin, dacă nu mă șel, în Valea Dura. În Nebucadnețar înalță acel chip de aur înalt și zice, când veți auzi sunetele fanfarei a tuturor instrumentelor, voi ce să faceți? Să vă plecați cu fața la pământ și să vă închinați chipului care l-am făcut eu. Și trei rămân în picioare. Și vin la împărat și îi părăște și zice, ăștia trei, Șadrac, Meșac și Abednego, au rămas în picioare. Ia chemați-i la mine. Bă, copii, poate n-ați auzit bine. Poate voi sunteți pocăiți, da, mama cu tata, știi, noi mai mergem pe la biserică așa din când în când. Știi? Da, împărate, suntem pocăiți. Nu fi atent. Mai pun pe ăștia odată să cânte și când veți auzi să faceți și voi ce fac și ceilalți. Poți să-i pui de 10 ori. Că noi nu ne închinăm. Punct. Eu cred că am mai zis lucrul ăsta. Eram în România până în anii 80 și ca unul care cântam, îmi plăcea muzica, bineînțeles că ascultam și muzică, în ghilimele spus, din lume pe vremea aia, dar nu era muzică de asta destrăbălată ca în ziua de astăzi. Îmi plăcea foarte mult formația Savoi. I-am mai căutat și am mai găsit piesă veche așa. Ascultați, vă rog, și dacă o să găsiți un cuvânt murdar, un cuvânt stricat în versurile lor, nu-i mai ascultați. Dar asta am spus în ghilimele. Îmi plăcea foarte mult. Și au venit la un concert în Beclean. Băi, cum să fac să mă duc? Vorbesc cu Gabi Zăgrean, cu Ion Cisas și cu Nicu Deneș atunci, acum e Nicu Moldovan, e primar în oraș. Zic, bă, mergem la concert, mergem, dar intrăm în sala din dos, pe acolo găsim, noi intrăm. Am intrat în cinema, că acolo era concertul, ne-am pus pe primele rânduri și am stat toți unul lângă altul așa. Și a început aia să cânte. Când a început aia să cânte, să voi, toți din lângă noi au început să se ridice și să danseze. Noi am rămas pe scaune. Și zice, cred că Gabi o să-ți face, bă, noi suntem ca aia trei tineri în Babilon, face, noi nu ne închinăm, știi? Poate să cânte instrumentele cât ori cânta, noi nu ne închinăm. Și au rămas drepți, cuptorul, nicio problemă, chiar dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. Băgat-o iau în cuptor, sigur, dar Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. Pentru că ăia care i-au aruncat în cuptor, i-au mistuit, așa de tare a fost flacăra, și când au zis, băi, ia vedeți ce s-a întâmplat cu ea, păi împărate, păi n-am aruncat noi trei. Da, păi sunt patru acum acolo și unul dintre ei seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Au rămas tari, au rămas în picioare. Așa se întâmplă și cu personajul nostru din ziua de azi cu numele de Iov, despre care cuvântul Domnului spune în versetul 22 din primul capitol, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic cuvincios, necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu pariază, pune pariu pe Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut pe robii mei a trei din Babilon? I-ai văzut, au rămas tari. Sigur că te urmează, sigur că îți este credincios, pentru că i-ai dat. Turmele lui acoperă toată țara, zice diavolul satana. Ia, îngăduie și ia-i totul și să vezi, zice satana, pariez eu acum,
că o să te blesteme în față. Și Dumnezeu acceptă. Interesant. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față, zice diavolul. Domnul a zis Satanei, iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și știți, vine un slujitor la el, face, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Tot s-a dus, tot s-a, cum venire se făcură, toți o apă și un pământ, știți poezia aia lui Baiazid. De unde atâta convingere din partea diavolului? Ia atinge-te de ce are și să vezi că te bleastă-mă. Oare nu mai fi avut el experiență cu alții? Oare în ziua de astăzi mai funcționează asta? Zice diavolul, ia atinge-te de tot ce are și să vezi că o să te blesteme, să vezi că nu mai vine la biserică, să vezi că se duce. Voi cunoașteți oameni care au pierdut, hai să zic nu tot, dar au pierdut în viață mult și l-au blestemat pe Dumnezeu? Voi cunoașteți oameni de ăștia? Dar hai să zicem că nu l-au blestemat. Voi cunoașteți oameni care au pierdut în viață și s-au luat la ceartă cu Dumnezeu? S-au luat de guler cu Dumnezeu? Ca și cum Dumnezeu ar fi vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Iov pierde. Pierde averea toată. Își pierde copiii, 10. Își pierde familia. Nici măcar soția lui nu mai era cu el. Își pierde sănătatea. Citiți capitolul 19. Dar nu acum acasă. Și să vedeți că acolo este detailat tot ce vă spun. Își pierde reputația, își pierde prietenii. Își pierde demnitatea, respectul și autoritatea față de slugile lui. Spune el acolo 19 că nici măcar slugile nu mai ascultă de mine. Și cu toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui, spune cuvântul Domnului. Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. De unde atâta tărie? De unde atâta tărie? A pierdut tot, dar un singur lucru nu l-a pierdut Iov. Credința în Dumnezeu. Îmi vine acum în minte niște versuri, nu știu dacă le mai rețin așa bine. Cred că scrise de Ioanit că în viață poți să pierzi, dar dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Ne uităm la lucrurile astea care le avem și în câteva ore potop. Fratele Vasile mi-a dus două containere acasă și amândouă pline, adică unul a fost plin, l-a dus și trebuie să vină săptămâna viitoare și după al doilea, plin, cu lucruri care le-am avut și le-am pierdut, s-au dus. Am crezut că pot să mai salvez ceva de pâmbești de pe acolo. Fratele Petre îmi spunea, frate Nicu, scoate ușele afară, Petre, eu vreau să le salvez. Frate Nicu, scoate-le afară că nu le salvez. Și a doua zi am văzut că are dreptate. Au început să se coșcovească, să se umfle și când am băgat ranga în ele, știți cum o sări din toc. Tot s-a dus. Și spuneam duminica trecută, preună cu Dan aici, mulțumim Domnule că ne-am păstrat liniștea, mulțumim Domnule că ne-am păstrat calmul și am văzut dragostea lui Dumnezeu prin voi, prin frați și prin surori.
practic și prin rugăciunile înălțate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Simone, Simone, Satana, diavolul, a cerut, v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, Luca 22, îi spune Iisus lui Petru. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să ce? Să nu ți se piardă credința ta. Satana v-a cerut să vă cearnă. Satana a cerut să ne cearnă ca pe grâu. Oameni buni, am lucrat în brutărie înainte ca să plec din România. Grâu nu se cerne. Ceea ce se cerne este ce iese din grâu. Făina. Făina. Și ca să ajungi să fii cernut, trebuie să fii ce? Zdrobit. Zdrobit. În moara lui Dumnezeu. Floarea făinii rămâne, făină. Și pleava, o mănâncă focul. Dar eu m-am rugat, zice Dumnezeu, pentru credința mea, pentru credința ta, să nu se piardă. Îi mulțumim Domnului. Îți mulțumim, Doamne. În numer 21, asta s-a întâmplat cu un om. În numer 21 spune cuvântul Domnului că poporul Israel, după ce iese din Egipt, zice că și-au pierdut răbdarea pe drum. Trei lucruri se întâmplă acolo și fac trei lucruri groaznice. Auziți, și-au pierdut răbdarea, și-au pierdut credința și bunul simț. Cum? Au început să vorbească împotriva lui Moise, prima dată zice împotriva lui Dumnezeu și apoi împotriva lui Moise. Când vorbești împotriva lui Dumnezeu în mijlocul încercării, ăsta e un semn de 99,99%, dacă nu și 100%, că ți-ai pierdut credința. Și împotriva lui Moise și-au pierdut bunul simț. Și atunci au zis ei, nu era mai bine în Egipt? Ne-ai adus aici să murim? Frați și surori, când am pierdut lucrurile astea trei, am pierdut tot. Răbdarea, credința și bunul simț. Pavel îndeamnă pe Timotei, în 1 Timotei, și spune, haideți să citim 1 Timotei, capitolul 1. Versetul 18 și 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Lucrurile acestea trebuie păstrate. Apar trei prieteni, trei oameni, chiar patru. Elifaz, Bildad, Țofar. Și Elihu vine ceva mai târziu. Elihu era mai tânăr ca ăștia trei. Vin aceștia trei prima dată, au auzit de necazul lui Iov și spune cuvântul Domnului, când l-au văzut de departe, nu l-au mai cunoscut. Dacă vă uitați la mine, îmi vin cămășele de acum 10 ani. Că necazul pe care am trecut, o dat înapoi, așa, mă pot încheia și la gât. Mai bun câte un necaz de ăsta, nu? Pentru unii. Doamne, păzește-ne, mai vine de bună voie decât așa. Așa mi-a zis Dana, face, uite că-ți vine cămașa de acum, face, ia pun-te pe cântar să văd. Am dat jos, într-adevăr, că n-am mâncat vreo 4 zile, ce să mânci? Mi-a dus familia Benchia, Dumnezeu să-i binecuvinteze, acum nu-i lau sau așa, dar au fost cam primii care au fost copiilor și la găles cu apă și dă-i o oală de sarmale, supă, ciorbă. Nu mi-a trebuit, nu mi-a fost foame. Și am dat jos, da. Și vine ăștia trei și îl văd pe Iov de departe, slab.
Așa? Chiar arăta bine, băi. Păi, dar avea turme, ăsta mânca, nu se juca. Bio tot. Nu, ăsta e Iov, mă. Ai, Doamne. Știți ce au făcut ăștia? 7 zile și 7 nopți au stat lângă el și n-au zis nimic. Bine ar fi ca unii dintre noi să facem așa. Mugles, fermoar pe gură. 7 zile și 7 nopți n-au zis nimic. Au plâns împreună cu el, l-au văitat, dar noi suntem specialiști. Lucră Domnul. Așa-i trebuie. Dragilor, știți cum e asta? E ca și o roată, gândiți-vă la o roată. Ești jos astăzi și eu sus. Și am curajul să deschid gura și să vorbesc și cu glas tare și să mai transmit și motive de rugăciune pentru tine. Și s-ar putea ca mâine să fie invers. Înțelegeți? Atenție mare! Roman 12 vine la un moment dat și zice: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Și vorbesc ăștia trei, vrute și nevrute. Când vorbește unul, când vorbește Iov. Când vorbește celălalt, când vorbește Iov. Și capitole întregi, capitole întregi. Nu se poate mai... Ceva s-a întâmplat, Iov. Analizează-te un pic, vezi, n-ai făcut ceva. Trebuie să se fi întâmplat ceva. Nu se poate, ai păcătuit undeva. Capitolul 32, dau paginile în față, apare acest tânăr cu numele de Elihu. Interesant că 4 capitole, n-am numărat versetele, acum sigur că sunt segmentat așa de cel care a tradus Biblia de Cornilescu, dar 4 capitole vorbește Elihu și după el nu mai vorbește Iov. Vorbește Dumnezeu. După el, azi din față, după fiecare prieten de-a lui, Iov are replică. După ce vorbește Elihu, nu mai vorbește Iov. Vorbește Dumnezeu. Ce-o fi vorbit de Elihu? Atât de important încât l-a lăsat pe Iov fără grai. Aș vrea să citesc câteva versete, mi le-am notat, sunt foarte importante și mă adresez în primul rând familiilor din biserică care acum treceți prin încercări. Știți cum sunt versetele astea? Ca o mânușă, așa că nu o tragi pe mână, se potrivește la fix. Ascultați-mă, nu trebuie să mă urmăriți, fiți atenți, mă. Vi le citesc imediat, 32, 7 și 8. Elihu se uită la ceilalți trei, face o analiză imediat și zice: bă, ăștia sunt mai în vârstă ca mine. Ăștia, 100% trebuie să aibă înțelepciune, să vorbească puțin, dar să transmită mult. Și zice Elihu: nu e așa. Îmi dau seama că nu e așa. Și zice Elihu: eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea. Dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Mergem capitolul 35, versetele 6 și 7. Dar din capitolul 35 va trebui să rămânem puțin aici, pentru că ce se întâmplă? Eu am văzut la mine, poate că la voi n-a fost așa sau nu va fi așa sau nu este așa, dar tare mă îndoiesc că tot așa suntem, din același pământ suntem făcuți toți.
Știți ce se întâmplă în momentul în care vine încercarea? Ripostez. Și primul repost, sau cum se numesc asta, prima atitudine de a riposta este față de El, de Hristos Domnul. Cum? Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: îți închipui că ai dreptate și crezi că te îndreptățești înainte lui Dumnezeu când zici: la ce-mi folosește, ce câștigam că nu păcătuiesc? Iov într-adevăr avea o viață neprihănită, Dumnezeu a spus despre el. Se abătea de la rău, se temea de Dumnezeu și cu asta se bătea în piept. Și a zis: cântă ceva sau aud eu numai? Afară, da. Cu asta se bătea Iov în piept. Și zice Elihu: serios? Îți voi răspunde și la aceasta, ție și prietenilor tăi totodată. Uită-te spre cerul și privește, vezi norii cât sunt, cât de sus sunt față de tine. Pentru că imediat când zici: băi, mi-am păstrat viața curată, m-am ferit de asta, m-am ferit de cealaltă, nu m-am dus, n-am făcut, n-am zis, nu m-am uitat. Imediat vine gândul și zice: mă duc și fac. Mă duc și păcătuiesc, că degeaba m-am ținut curat, că uite-ne cazul a venit. Și zice Elihu: dacă păcătuiești, ce rău îi faci lui? Și când păcatele ți se înmulțesc, ce îi faci lui, lui Dumnezeu? Dacă ești drept, ce îi dai lui? Ce primește el din mâna ta? Suferința, încercarea vine. Zice în 36, 21 cu 22, zice: ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Am stat de vorbă cu unul și cu altul și fiecare interesant, mă, că toți dau vina pe diavolul. Păi diavolul m-a pus, diavolul în sus, diavolul în jos, diavolul mustră-l, domnul diavol, dar el nu are nimic, el e ok, știi. Dumnezeu este în mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Zice în 24 verset: nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le laude. 15 și 16 verset din 36: dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtorare, zice Elihu lui Iov, ca să te pună la loc larg, în slobozene de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase, prorocie adevărată. Auziți acum versetul 17: dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina. Unul Împărați, capitolul 19, în capitolul 17-18 apare un om cu numele de Ilie, Ilie Tijbitul. Și Dumnezeu se folosește de omul ăsta teribil. Și pe muntele Carmel, acolo unde vin cu prorocii lui Baal, și că este vreo 400 sau cât de proroci, pe toți i-au terminat, i-au omorât pe toți. Și când a auzit Izabela ce a făcut cu prorocii, zice capul lui Ilie: trebuie eliminat. Și fuge Ilie. Se ascunde într-o peșteră și vine Dumnezeu și îl caută și îl găsește. Și știți ce zice Ilie? Doamne, am fost plin de râvnă, am făcut, am dres. Serios, zice Dumnezeu, dacă ai fost, uite ce se întâmplă, rămâi istorie. Te duci și lungi pe ăla împărat în locul tău, faci asta și asta și la revedere. Păi cum să mi se întâmple mie una ca asta? Păi cum, Doamne? Păi cum că plec la biserică, slujesc bisericii, Dumnezeu dă har în adunare, alături de cei trei, alături al patrulea se botează și mă duc acasă și găsesc casa plină cu apă. De ce? Psalmul 27 sau 127: dacă nu păzește Domnul o cetate,
degeaba veghează cei ce o păzesc. Și întrebările care vin de fiecare dată este: de ce mi se întâmplă mie asta? De ce? Și sunt întrebat personal și frații slujitori sunt întrebați: de ce, de ce și de ce? Și încercăm noi cumva să încurajăm, să dăm, eu cel mai simplu lucru zic, nu știu, revizuieți puțin, dă caseta înapoi, așa, dacă mai știți ce înseamnă casetă, e o chestie de aia cu o bandă și dacă n-ai un dispozitiv de dat înapoi, trebuie cu un creion, bagi un creion și dai înapoi, așa, banda. Și vezi, bă, ia să o las să meargă un pic iară. Și încet, încet îți dai seama, zici, aici, aici, aici și aici. Doamne, ajută-ne! Matei 25:14. Zice Elihu, măcar că zici că nu-l vezi, așa zicea Iov, s-a dus Dumnezeu, nu-l mai văd. Sunt necaz peste cap, nu până gât, peste cap, nu mai văd lumina de la capătul tunelului. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l. Așteaptă-l. De la versetul 21 din 37, ultimele cuvinte ale lui Elihu adresate lui Iov, auziți, acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Te uiți afară cerul norat, tu știi că soarele e după nor, dar nu-l vezi. Dar va trece un vânt și îl va curăța. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșătoare este mărăția care înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atotputernic nu-l putem ajunge, că este mare întărie, dar dreptul și dreptatea deplină el nu le frânge. De aceea oamenii trebuie să se teamă de el. Despre ce teamă este vorba? Să respecte reverența aceea sfântă. Și acum, el, Dumnezeu, așa zice aici, nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred deștepți, înțelepți. Ești înțelept, te bazezi pe o neprihănire a ta proprie? Foarte bine, zice Dumnezeu, go ahead, du-te înainte. Nu mă vrei ca mine, pe mine ca și partener în viața ta? Nici o problemă, du-te înainte. Luăm hotărâri pentru că suntem deștepți. Căutăm online tot felul de informații. Asta trebuie semnată, asta trebuie făcută și asta nu făcută. Și când te trezești acasă că ai făcut o boacănă, vii aici în față să ne rugăm pentru tine. Băi, dar cine te-a învățat? Păi, într-o împrejurare zic, dar nu ți-a vorbit Dumnezeu să nu faci asta? Ba da, și de ce n-ai ascultat? Și acum ce vrei să facem? Să vă rugați ca Domnul. Hai să ne rugăm, nu. Și din 38 până în 41 vorbește Dumnezeu cu Iov. Și zice Dumnezeu în toată ironia lui cumva, încinge-te ca un viteaz, hai, Nicu, hai, Florine, hai, încingeți-vă, vorbiți și eu vreau să vă ascult, vreau să învăț de la voi. De două ori îl provoacă pe Iov și zice, hai, vorbiți, haideți, eu vreau să învăț de la voi. Când Dumnezeu încheie discursul cu Iov, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale.
Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbe de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Asta îi place Domnului. Nu să ne vadă că ne târâm de pe o zi pe alta. Nu să ne vadă că suntem dintr-o încercare în altă încercare. Asta îi place Domnului, să ne vadă că recunoaștem că avem nevoie de pocăință, că avem nevoie de smerenie. Așa ne-a vorbit Dumnezeu de multe ori în biserică. Mi-e scârbă de mine. Păi cum Iov, că atâta te ridicai în slăb față de cei patru, atâtea îți dădeai aere și vorbeai ca un neprihănit. Și acum dintr-o dată zici, mi-e scârbă de mine, da, mi-e scârbă de mine. Pentru că oricât am avea noi o neprihănire a noastră proprie, Domnul Iisus le spunea la cărturari, la farisei, voi aveți o neprihănire a voastră, din aia dau, fac aia, mă duc la biserică, dau și aia. Zero. Eu pe ce mă bazez? Mă bazez pe neprihănirea dată prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Pe asta mă bazez. Iov, se întâmplă un lucru. Este readus, reabilitat la starea dinainte, numărați că au avut dublu. Și copii. 10 au fost sus și după ce au mai primit iară 10 pe pământ. Dublu, tot. Cămile, dublu. Știu eu, oi, dublu. Perechi de boi, dublu. Măgărițe, dublu. Tot au primit dublu. Dar știți când a primit lucrurile astea? Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu mă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Versetul 10 din 42, auziți. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Dragii mei, și unul și altul. Și ăla care au trecut prin necaz și ăia pe toți îi iubește Dumnezeu. Dar avem nevoie de iertarea lui. Iov s-a rugat pentru prietenii lui, Dumnezeu i-a iertat și Dumnezeu i-a dat lui Iov totul înapoi. Eu vreau ca în rugăciunea aceasta care o facem acum la final să ne rugăm pentru toate cauzele din biserică. Ca Dumnezeu să ne întărească, să întărească familiile care trec prin încercări. Aș vrea să ne rugăm pentru familie unde este neînțelegere între soț și soție. A venit soția, nevasta lui Lot și a zis, tu rămâi tare în neprihănirea ta. Bleastă-mă-l pe Dumnezeu, înjură-l pe Dumnezeu și mor și ai terminat, ai încheiat socotelele pe pământul ăsta. Lasă-i pe alții să se chinuie, nu te mai chinui tu singur. Iov îi zice, vorbești ca una nebună. Cum adică să nu primim din mâna Domnului și cele bune și cele rele? Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Cântăm cântări care vorbesc, Doamne, îți mulțumesc pentru încercări, pentru binecuvântări. Oare așa este? Ei, nu știu. Nu știu cât eu mă gândesc la mine, nu vorbesc despre alții, cât am mulțumit pentru încercări. Asta prin care am trecut noi cu apa, asta e fleac. Fost altele mai mari. Chiar să te pleci pe genunchi sau mergând cu mașina sau în altă ipostază, zici, Doamne, îți mulțumesc pentru încercarea asta. Doamne, îți mulțumesc și pentru asta. Îți mulțumesc și pentru încercarea asta. Fuge Iacov, pleacă de la Laban, cu turme, cu tot. Fratele lui Esau aude că vine el și zice, mi-ai furat binecuvântarea, nu o lasă că te rezolv, eu te aranjez. Și înainte ca să se întâlnească cu fratele său, lasă tot deoparte și trece un pârâu, numai îmi scapă numele cum se numește, și ajunge la un loc unde toată noaptea au tențe mare. Ce a făcut? S-a luptat cu Dumnezeu.
În urmă cu ceva timp am ascultat un mesaj și am zis, mi s-a făcut lumină și am zis, extraordinar. Iacov n-a luptat împotriva lui Dumnezeu, dragilor. Iacov a luptat cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice despre el, îți schimb numele, nu te mai chema așa, te vei chema Israel, pentru că este cel care luptă cu Dumnezeu și a biruit. Dragilor, prin toate încercările, prin toată suferința, cu Dumnezeu numai se poate. Numai cu El se poate. Haideți să stăm ridicați. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viața nu va da niciun rod, Habacuc capitolul 3, 17 în jos. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Ce zice Habacuc? Eu disperat, nu. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Greu e, oameni buni, foarte greu. De unul singur, bineînțeles, dar cu Dumnezeu se poate. Când știi că l-ai pe Dumnezeu de partea ta, dacă El este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Roman capitolul 8. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Lui? Ba, mai mult, El, Hristos, a murit pentru noi. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioare ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele către mai marele cântăreților, de cântat cu instrumente, cu corzi. Când cântăm cântări, Doamne, îți mulțumesc pentru încercări, pentru binecuvântări, să ne aducem aminte, chiar dacă totul se spulberă, chiar dacă eu tot mă voi bucura în Domnul. Am văzut pe unii că așa, frigiderele pline, panos l-a luat Titanic, parcă era Titanicul așa în Vashraum, așa plutea, plin cu carne, congelatorul, plin, așa, mă uitam la el, mă vine să râd, eram în apă până aici. Am salvat noi ce am salvat de acolo, dar s-a dus cu totul, valea a doua zi l-a dus la groapă. Chiar dacă nu va mai fi, nu? Chiar dacă se duce tot, chiar dacă, eu tot mă voi bucura în Domnul. Cum? V-am pe voi, frați și surori. Vă am pe voi, frate, eu vă spun o realitate, nu vă spun glume. Spunea Jennifer, fata noastră, tati, să scrie pe grupa noastră din Allershausen pe WhatsApp, cine poate să ne dea o mână de ajutor? Cine poate să ne împrumute o pompă? Am sunat eu personal la firme ca să vină să ne ajute, face trei săptămâni cel puțin trebuie să așteptați. Dar nu trecut două, trei ore și au venit frații mei cu generatoare, cu pompe, cu mâncare, cu tot. Păi cum să nu te bucuri în Domnul? Cum să nu-L lauzi pe Domnul? Cum să nu-ți deschizi gura? Te-ai pocăit? Da, adevărat, adevărat vă spun că cine lasă pentru mine casă, mamă, tată, frate, soror, tot, veți primi aici însutit. Te-ai pocăit și familia te bleastă, familia te înjură, nicio problemă. Tu roagă-te pentru ei. Nu riposta cu aceeași monedă, nu da cu aceeași monedă. Mulțumește Domnului că ți-a dat Domnul mult mai mult. Frați, surori, casă, masă, tot. Am vrea să ne rugăm. Și dacă este cineva în sală, care momentele astea trece printr-o încercare în care, nu știu, ar vrea să vină aici în față și rog frații slujitori să vină și să ne rugăm personal pentru el, pentru ea, pentru familie. O încercare teribilă în care noi oamenii dăm din număr și zicem numai Dumnezeu poate să mai facă ceva și numai El poate. Nu ne rugăm și spune Domnul să-i amintim pe ca și cum El n-ar ști. Nu. Insistăm în rugăciune așa cum a insistat și ucenicii. Stăruim în rugăciune. Doamne, adă ziua aceea mai curând. Ne rugăm și cei care spun încă o dată,
doresc și vor să aibă rugăciune, adică să-i susținem rugăciunea, așteptăm aici. Haideți să ne rugăm.